Avem impresia că societatea modernă este asaltată de tot mai multe și mai ciudate boli. Așa și este. Dar nicio altă boală nu produce atâta teamă și disperare ca și cancerul. Nu există familie în care să nu se fi produs o asemenea maladie în ultimii 20-30 de ani. Și acest fenomen se întâmplă în condițiile în care bunicii și străbunicii noștri nu prea știau ce este această boală datorită faptului că ea era relativ rară. Cancerul. Să fie o boală fatală fără leac? Să nu putem face chiar nimic pentru a-l preveni și pentru a scăpa de el când apare? Mai ales în ultimii 10-20 de ani s-au făcut eforturi imense pentru cunoașterea cazurilor, a mecanismului producerii acestei maladii și au fost obținute rezultate importante în tratamentul ei. Cu prelungirea vieții și în condiții bune, iar în unele cazuri, cu obținerea vindecării totale. Foarte pe scurt vă voi prezenta esența principiilor generale care stau la baza tratamentului acestei boli. Ca în orice boală, trebuie să vorbim despre două tipuri de tratament. Tratamentul preventiv și, pe de altă parte, tratamentul curativ. Tratamentul preventiv constă în tot ceea ce putem face ca să prevenim apariția bolii și este de dorit în orice boală să o facem, dar cu atât mai mult în cancer. Este cu mult mai bine să preîntâmpin boala decât să o tratez când aceasta s-a instalat. Am citat din Divina Vindecare, pagina 90. Un alt citat. Cei care înțeleg principiile vieții ar trebui să se străduiască în mod sincer să dezrădăcineze cauzele bolii. Închis citatul, Divina Vindecare, pagina 78. Ce putem face ca să evităm apariția cancerului, să-l dezrădăcinăm în cauzele lui? Răspunsul cel mai scurt ar fi următorul. Să trăim cum au trăit bunicii și străbunicii noștri, care făceau cancer foarte rar. Adică, 1. Să avem o viață cumpătată, fără excese. Chiar și lucrurile sănătoase devin nesănătoase în exces. Studiile moderne au dovedit faptul că excesul de alimente, mai ales de proteine și zahăr, produce un fel de îmbâcsire a celulei, a metabolismului nostru și predispune la cancer. Aici ar intra și consumul excesiv de carne. Unele studii arătând că un consum mai mare decât de 2 ori pe săptămână ar crește riscul de cancer de intestin gros. 2. Să nu folosim alimente și substanțe toxice. Cel mai cunoscut toxic este fumatul, care conține sute de gudroane cu risc cancerigen și omoară 1,6 milioane de oameni anual, mai mult decât cancerul de sân, de colon și de prostată la un loc. Adică la fiecare 30 de secunde, undeva pe glob, un om moare de cancer pulmonar. Dar fumatul nu este singurul poluant. Atenție și la poluarea aerului orașelor, care poate avea un efect asemănător fumatului. Carnea animalelor crescute cu făinuri animale, antibiotice și hormoni este nesănătoasă și crește riscul de cancer. De exemplu, carnea de pui crescut în marele ferme agricole poate fi una dintre cele mai toxice cărnuri. Nici vegetarienii nu sunt scutiți de toxicele din legume, fructe și alimente provenite din agricultura forțată cu îngrășăminte și pesticide. Limita toxică a acestor substanțe este greu de stabilit, greu de controlat și de aceea este mai bine să consumăm legume și fructe din surse cunoscute, cultivate total fără chimicale de agricultori cinstiți, chiar dacă aceste produse costă un pic mai scump. Atenție și la conservanți și amelioratorii de gust, vestitele euri din alimente de la supermarket. Dacă citiți etichetele unor produse așa zis vegetale din magazine, eu cred că nu le veți mai consuma. Deci, să mâncăm simplu, sănătos și puțin. Să adoptăm o dietă curată, variată și echilibrată.
3. Să facem mișcare. Sedentarismul crește riscul de cancer. Prin mișcare, organismul arde și elimină substanțe toxice. 4. Să avem o gândire pozitivă. Un duh mâhnit usucă oasele, spunea Solomon. Și avea dreptate. Știința a dovedit că imunitatea scade atunci când suntem dominați de tristețe și teamă, iar scăderea imunității crește riscul de apariție a cancerului. Să vorbim un pic despre tratamentul curativ, adică cu ce putem noi trata un pacient atunci când el s-a îmbolnăvit de cancer. Medicina a făcut importante progrese în tratamentul cancerului, dar pentru a putea beneficia de aceste tratamente, este necesară o condiție de bază și anume, tratamentul trebuie să înceapă cât mai devreme pentru a avea succes. Prea mulți oameni mor încă pentru faptul că fie le-a fost teamă să meargă la medic, fie au pierdut timpul prețios cu diverse tratamente, mai mult sau mai puțin naturiste, și s-au prezentat la medic prea târziu. Există mentalitatea că nu trebuie să te atingi de cancer pentru că se împrăște în organism. Fals. Fals și aducător de moarte. Cum se poate ca pacientului să nu-i fie frică să stea cu cancer pe sân, pe piele, stomac sau intestine, dar să-i fie frică să-l trateze? Și când apare durerea sau alte neplăceri care îl obligă să meargă la medic, este deja prea târziu. Așadar, să mergem cât mai devreme la medic, să ne punem în armonie cu legile naturii și să ne încredem că Dumnezeu va lucra după buna Lui știință. Și să nu uitați ce spune Biblia. Citez. O inimă veselă este un bun leac. Încheia citatul. Încrederea în Dumnezeu ajută lucrarea medicului. Medicul este mâna lui Dumnezeu pentru vindecarea celui bolnav, chiar și dacă are cancer. Citez. În lucrarea de a vindeca, medicul trebuie să fie împreună lucrător cu Hristos. Medicul care dorește să fie un bun lucrător împreună cu Hristos se va strădui să devină eficient în fiecare aspect al vieții sale și al lucrării sale. El va studia cu sârguință ca să fie pregătit pentru a-și îndeplini răspunderile profesiei sale și va aspira neîncetat să atingă un standard mai înalt, căutând să-și sporească învățătura, să dobândească o îndemânare mai mare și un discernământ mai adânc. Am citat din Divina Vindecare, pagina 75. Așadar, permiteți-i lui Dumnezeu să lucreze prin medicii cărora le-a dat învățătura spirituală și științifică și le-a dat responsabilitatea pentru tratamentul dumneavoastră, chiar și atunci când aveți cancer. Și încredințați-vă soarta în mâna lui Dumnezeu. Rugați-vă să vă ajute și să lumineze mintea medicului.